meserie să faci. La zilele INEU-ului participăm anul acesta într-o bogată gamă de produse tradiționale, naturale. Avem un rotisor cu care frigem costiță și pulpe de pui. Bucatele sunt proaspete, din magazinele proprii. Le dorim poftă bună la... Vă invităm la Săcecaia Univers să degustați produsele noastre. Dragi locuitori a orașului INEU, vă rog să-mi permite să-mi exprim bucuria de a vă adresa cuvântul de deschidere prin juri de manifestările dedicate orașului nostru. În numele primăriei INEU, al Consiliului Local și al meu personal, vă adresez urarea, fiți bineveniți cu toți la cea de-a 8-a ediție a zilelor INEU-ului. Cu siguranță că inoanii așteaptă și primesc cu bucurie această sărbătoare, pentru că ea oferă un bun prilej de reîntâlnire între fiii locului, sau de a primi prieteni și colaboratori și, în ultimul rând, vizitatori. Pe parcursul a două zile ale acestui sfârșit de săptămână, localitatea noastră își pune din nou straile de sărbătoare pentru că își omagiază fiii și pe ea însă și așteaptă oaspeții dragi. Ca de fiecare dată, zilele orașului oferă posibilitatea de a cinsti pe toți inoanii de aici, de departe, din prezent și din trecut, fie ai locului sau fie adoptiv, care au purtat și poartă cu cinstele numele de inoan. La o sărbătoare ca aceasta se cuvine să privim mai întâi spre trecut, pentru că pe umerii moșilor noștri s-a ridicat și stă astăzi cu mândrie edificiul acestui oraș. De aceea considerăm că lor le datorăm respect și neuitare. Ne mândrim astăzi cu locuitorii și cu orașul nostru așezat ca o poartă de intrare la poalele munților Zărandului, oraș intrat în legendă cu povești sau cântec despre pământenii locului. Pentru că este ceas de sărbătoare, trebuie să vă spun cu tărie că INEU este una dintre cele mai vechi așezări de pe teritoriul județului nostru, pomenită în documente încă din secolul al XI-lea, datorită întemeiorului ei, comitele Dionisie și mănăstirile sale fortificate. În jurul acestei mănăstiri s-a dezvoltat localitatea noastră, fostă cetate, ori târg medieval, în componența căruia intrau 45 de sate. Este o poveste a trecutului urbe noastre, dar o poveste adevărată cu oameni harnici și pricepuți, vestiți pentru cinstea și ospitalitatea lor, mândri de tot ce ține de specificul portului popular, de sărbătorile și de datinile lor transmise prin trebnicia comunității pe aceste meleaguri. Astăzi orașul întâmpină sărbătoarea cu importante realizări în domeniul investițiilor și al infrastructurii. Este bine și frumos atunci când munca se împletește cu cântecul și cu voia bună. Prin manifestările organizate în cadrul actualei ediții a zilelor INEU-ului, organizatorii Primăria, Consiliul Local și Casa de Cultură a orașului s-au străduit să vă ofere momente cât mai agreabile, care sperăm să fie pe placul dumneavoastră. Vă invităm de să participați și de această dată la sărbătoarea orașului. De zilele INEU-ului, la 7 ediție, cu toate că primăria spune că la 8-a e la 7 ediție, noi, liberalii, ne prezentăm ca în fiecare an un stand cu clătite gratis pentru toți ineoanii și nu numai pentru toți cei din zonă. Ne bucurăm că putem să fim în fiecare an alături de ei și sper să fie de cel mai bun gust și să aprecieze acest gest al liberalilor ineoani.